Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Orientul Mijlociu întotdeauna a fost o zonă de conflict. Întotdeauna s-au întrepătruns civilizații, s-au întrepătruns religii, dar păcatul uman de a controla teritorii, de a se război, a existat dintotdeauna. Și pentru a înțelege ceea ce se întâmplă astăzi în Israel, în acest război absurd, haideți să facem o mică istorie, să cunoaștem cât de cât actorii importanți de-a lungul istoriei care au funcționat în această zonă. Și pentru a afla date și informații istorice din Orientul Mijlociu, l-am invitat pe domnul profesor Tiberiu Tănase. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți lector universitar, doctor și în același timp colonel în rezervă, dar în primul rând sunteți istoric. Da. Da. Și pe lângă istoria serviciilor secrete, bineînțeles că dumneavoastră v-ați preocupat de istoria pură. Este adevărat, am îmbinat partea aceasta legată de istorie de documente pentru că am avut o experiență interesantă și la Arhivele Naționale, am lucrat cu documente, deci mă raportez la documente, dar și la istoriografie, istoriograf și cercetători în istorie, încercând să mă folosesc de abilitatea sau de posibilitatea, specializarea de analiz pentru a putea crea niște sinteze, niște evenimente care să ne dea o imagine mai clară, să ne aducă în prim plan raportul acesta între istorie, prezent și viitor. Și cred că lucrul ăsta este cel mai important și merită atenția. Istoria, după cum știm, este o disciplină și un domeniu care este foarte important, dar atenția contemporanilor acum este dată de evenimentele prezente care au impact. Dar trebuie să cunoaștem rădăcinile acestor conflicte. Dar, sigur, acest lucru este foarte important. În orice problemă există un istoric, niște cauze și lucrurile astea trebuie să le știm. În ceea ce privește zona Orientului apropiat și Mijlociu, pentru ca să luăm ca o entitate mare, avem unele probleme care pleacă din prezent și au rădăcini în istorie. Ce vreau să precizez de la început este că fiecare eveniment se leagă de celălalt. Deci istoria antică se leagă de istoria medievală și de istoria modernă și contemporană. Evenimentele din antichitate trec spre partea de ev mediu și spre zona modernă și, evident, au impactul acum în perioada contemporană. Și, scuzați-mă, dar este vorba de niște conflicte nerezolvate, niște conflicte deschise, niște rând deschise, exact, care izbucnesc periodic, ceea ce s-a întâmplat și acum. Este, dacă vreți, să spun așa, niște cauze, niște probleme care au rămas în Orient din antichitate, este această, și au trecut în perioadele următoare, problema resurselor, problema populațiilor, una din problemele a populației este problema palestiniană care a generat conflictul arabo-israelian. De aici a derivat problema terorismului și a dat spre terorismul islamic, da? Vom putea spune câteva cuvinte. Problema resurselor strategice, care au generat conflicte și generează conflicte în continuu, nu numai în zona Orientului, peste tot unde există aceste resurse strategice. Și știm că în perioada modernă s-a pus problema resurselor energetice, petrolul, care au continuat în al doilea război, care au continuat în războiul rece și care continuă și astăzi, pentru că, sigur, petrolul, gazele naturale rămân o sursă de energie încă foarte folosită. Și, sigur, trecem în zona socială, unde avem raporturile interetnice și religioase. Aici trebuie să facem apel
la antichitate, la Evul Mediu, pentru că există această complexitate istorică a Orientului pe care, ca să o studiem, trebuie să vedem care au fost populațiile, cine a locuit. Da, există. Punem întrebarea, cine a fost primii? De asta, de multe ori, este absurdă întrebarea aceasta, dar din păcate nu o punem. În această zonă, cine au fost primii? Deci există popoare din antichitate, popoare care au rămas și au locuit, dar care au venit periodic. După cum știm de la istorie, peste aceste populații au venit alte popoare și au creat fie simbioze sau amestecuri de populație și sigur că au dat naștere unor noi popoare și civilizații. Deci nu trebuie să fim părtinitori, cum spune istoria, fără ură și părtinire, dar dacă este vorba despre locuitorii Orientului, despre locuitorii Palestinei, Palestina privită ca regiune, regiune foarte importantă care a fost foarte disputată din antichitate. Da, da. Deci aveam locuitorii aceștia vechi, antici, semiții, da? În care intră populația caneană, amoriții, dar și alte semiții, printre care și evrei numiți atunci în antichitate iudei sau izraeliți. Ulterior, acestor populații s-au așezat și au venit arabii, da? Care este la fel o populație importantă și străveche care a populat Orientul și a creat o civilizație. Cele două civilizații au dăinuit împreună și exemplu... Arabă și evrească. Și evrească, da. Exemple cele mai bune sunt, sigur, în Europa, Cordoba, zona Valenciei, dar și în Orient, chiar Ierusalimul, care o istorie fabuloasă, este ceva deosebit, disputa aceasta și trecerea de la evrei la creștini, de la creștini la musulmani, și locuitorii de acolo au trecut prin mai multe etape. Există o cronologie și un parcurs așa din antichitate în Evul Mediu care arată câte stăpâniri au fost, câte imperii au avut zona sub control și de aici problemele care s-au creat, pentru că disputele și războaiele, nu? Au fost generate fie de, cum spuneam, de chestiile religioase, adică disputa între creștini și musulmani, fie de războaiele pentru stăpânirea bogățiilor, a resurselor și sigur că tot timpul a fost un permanent conflict. Am putea spune că odată cu retragerea romană, după finalul, ca să zicem așa, al Imperiului Roman, care a controlat aceste populații în această zonă, s-a deschis într-un fel sau altul cutia Pandorei a conflictelor. Nu putem spune că romanii au avut un rol extraordinar civilizator în această... Da, într-adevăr, erau superiori, dar păi țineau la un nivel destul de jos. Foarte mulți din populație din zona aceea erau sclavi. Dar erau o conducere unitară. După ce au plecat romanii, s-a deschis această cutie a Pandorei, ca să zicem. Da. Acum, administrația romană a fost o administrație foarte puternică. Perioada republicană a însemnat venirea în zona palestiniană, în zona... respectivă pentru a crea și a pune stăpânire. Să spunem așa, problema a fost deschisă odată cu revolta iudeilor în anul 70, împăratul Titus a distrus templul, deci iată că asistăm la o răspândire a evreilor, plecare în masă, care a slăbit sigur și zona și hai să spunem apărarea. Cine era mai aproape? Deci stăpânirile care au urmat au fost Egiptul, care și în antichitate a avut în stăpânire
zona și, sigur, califatele arabe care s-au creat, califatul... Da. Și aici e o istorie fabuloasă, nu o cunoaștem în detaliu, pentru că istoria califatelor arabe sunite, omeiarji și abasizii, sunt foarte importante. De asemenea, stăpânirea fatimidă, iarăși, la fel, a avut zona sub control. Perioada care a urmat, perioada cruciadelor, a dus spre creștini. Știm că a existat și un regat al Ierusalimului, care a încercat. Creștinii au stat aproape un secol și n-au reușit. Știm de cruciadele care au fost și înfrângerea care au fost foarte crude, da? Și în condițiile în care foarte mulți musulmani au fost uciși. Conducerea sultanului. Și inclusiv evrei. Și au suferit evrei, deci inclusiv, au avut de și evrei și musulmani. Toți au avut de suferit și sigur că a marcat stăpânirea otomană. Ridicarea turcilor și crearea Imperiului Otoman după ce a fost stăpânire persoană, deci iată, numai imperii, într-adevăr, numai imperii, stăpânirea otomană sigur că a însemnat o administrație otomană care și-a pus amprenta. Dar, după cum bine știm, în primul război, Imperiul Otoman a fost unul dintre imperiile care s-a destrămat. Și atunci, sigur că a venit această mandat britanic, adică trecerea sub mandat britanic a zonei. Protectorat. Și da, un fel de protectorat, de administrat. Și de aici, sigur, s-a deschis, hai să spunem, disputa, de fapt, evenimentul și disputa pe problema regiunii palestiniene, regiunea Palestinei. Mandatul britanic a fost un mandat de a conserva și a fost o dispută între conservatori și liberalii care doreau să... Dar a fost și o consecință a altor evenimente, pentru că evreii și-au făcut simțită prezența în primul război mondial. Avem declarația pe care o știm cu toții legată de căminul evreiesc. Declarație. Dar trebuie să plecem, scuzați-mă, că întotdeauna Marea Britanie a avut un interes în această zonă, ținând cont de resursa, a petrolului. Deci era vorba de resursele naturale din zonă. Da, Și mai trebuie să ținem cont că de multe ori pentru a avea o influență în zonă, Anglia a susținut Imperiul Otoman în multe perioade ale istoriei, inclusiv în războaiele cu Rusia, care la fel Rusia vrea să controleze sâmbătorile Bosfor, Dardanele și în același timp așa să se ducă cu influențele și în zona Orientului apropiat. Și în condițiile astea, Marea Britanie a fost foarte interesantă pentru a controla zona Palestinei. Aspectul ăsta a fost predominant și a dominat zona, această bătălie pentru resurse, războaie pentru resurse. Și ulterior a fost secundat de conflictele interetnice, care au izbunit fulminant și care, practic, la un moment dat chiar au acoperit partea asta de resurse care a rămas undeva mai necunoscută și a izbucnit acest conflict etnic, interetnic, care a dus între cele două tabere la războaiele care au, războaiele putem să le spunem etnice, dar ele au fost cu sprijinul marilor puteri, care într-adevăr una din puteri a fost Marea Britanie, celelalte au intrat în rol treptat, dar și regional au existat lor de poziții, inclusiv intrarea în zonă, dar mai târziu după al doilea război mondial și a Statelor Unite. De fapt, pot fi niște perioade acolo, în timpul războiului rece, a fost disputa între URSS și Statele Unite. Stați puțin, că vreau să ne întoarcem puțin la perioada interbelică, pentru că a existat într-adevăr o problemă evrească. Odată cu crearea statului nazist,
s-a creat, s-a internaționalizat într-o formă sau alta problema evrească. Da. Și știm foarte bine că a început prigoana împotriva evreilor și atunci europenii au trebuit să, mă rog, marile puteri au trebuit să preia această situație. Dar, da. dar din păcate Marea Britanie a fost cea care s-a opus foarte mult migrării evreilor spre zona Palestinei. Da. Și mai trebuie spus, în același timp, că a existat în 1938 o conferință europeană, nu mai știu, mi se pare că la Viena, în care toate țările europene au refuzat să ajute emigrarea evreilor și singura țară care a acceptat, așa a fost România, ca evrei să poată să plece din Germania, din Ucraina, din Franța, să plece în Palestina, din portul Constanța. Și România le-a pus la dispoziție foarte multe nave, mă rog, erau nave private, bineînțeles, și plăteau pentru chestia asta, așa, și au reușit foarte mulți, înainte de declanșarea acelui al doilea război mondial, foarte mulți să poată să migreze în Palestina. Exact. Problema aceasta a istoriei populației evreiești în Europa este de asemenea foarte complexă și complicată. Ea gravitează în jurul acestei activități ale Germaniei naziste, care știm că a fost coordonată, implicată și dezvoltată ca și doctrină și acțiuni de către Adolf Hitler. Există o serie întreagă de documente și filmate și redactate în care se vede, din acest punct de vedere, în afara Italiei, care e aliată Germaniei, o ezitare și o neimplicare tocmai în a salva și a interveni în această problemă a Holocaustului, adică a distrugerii populației evrești. Nu este numai vina naziștilor care și-au făcut de cap acolo. Este și vina celor care nu s-au implicat. Istoria ne dă exemplu. Acest exemplu poate fi aplicat acum în prezent, pentru că conflictul care este acum nu trebuie lăsat să evolueze, nu trebuie nerezolvat, a fost amânat foarte mult timp, au fost intervenții foarte greșite sau, mă rog, neeficiente, și conflictul este acum, ne dă a izbucnit și ne dă care la ce poate să ajungă. Exemplul Holocaust este un exemplu foarte bun. Toată lumea este conștientă că nu trebuie să se mai repete. Dar toată lumea care îi pasă și vede, trebuie să ia atitudine față de asta. Ceea ce nu s-a întâmplat în perioada interbelică. Exact. Așa cum spuneați, a încurajat într-un fel sau altul, deci antisemitismul la momentul respectiv. Atitudinea României a fost foarte favorabilă. Adică a fost o activitate practic a cetățenilor, a populației, a oamenilor de bine. Și sigur, România e într-o alianță cu Germania, dar asta nu înseamnă că nu a încercat și a făcut acest lucru să salveze viețile oamenilor. Au fost, mă rog, să zic așa, cele două fețe a lui Janus. Deci, pe o parte, mă rog, a fost acea legislație de românizare și, mă rog, și știm foarte bine implicarea în diferite acțiuni care nu ne onorează, dar în același timp, trebuie să ne aducem aminte că inclusiv Antonescu, regina Maria, la presiunile reginei Maria și a patriarhului României, evrei nu au fost trimiși la Auschwitz. Nu au fost, au refuzat. Da, deci da, sigur. Antonescu a refuzat să trimită evrei în lagărele de exterminare. Atitudinea României și a conducerii a fost foarte clară în această privință, spre deosebire de vecinii maghiari, care, sigur,
au avut această activitate, mai ales în nordul Transilvaniei, de unde au expulzat și trimis în lagăre. Și, sigur, nu se poate asimila sau transmite România ceea ce a făcut un alt stat și un alt regim. Nu are nicio legătură. Dar social vreau să spun că românii au simpatizat, au contribuit și chiar aceste influențe din zonele de putere au influențat atitudinea conducerii și au fost implicații care nu au lăsat să se producă ca în alte zone și avem, mă rog, exemple ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Lituania, unde sau oamenii au contribuit la exterminarea evreilor. Deci era un fenomen social anti-evresc foarte puternic. Au fost zone și state care, într-adevăr, au avut această atitudine. Probabil că și caracteristicile etnice, dar atitudinea în sine a oamenilor și care trebuie prezentată și reflectată acum, dovadă că noi avem legături și chiar în perioada regimului Ceaușescu am fost mediatorii în conflictul arabo-palestinian. Da, 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 da. S-au ajuns la niște discuții și discuțiile de pace și cred că contribuția românească a dus și spre încheierea acordurilor ulterioare. Da. Pentru că spuneam că evenimentele se leagă. Da, la Washington, la Oslo, acordurile au fost făcute în baza unei experiențe dobândite și a ceea ce România a contribuit și la ONU și în relațiile externe pentru a aduce la un numitor comun cele două tabere. Și lucrul ăsta nu este întâmplător, că de fapt obiectivul este ăsta. Da? Realizarea acestui acord și realizarea unui acord între cele două părți, acord de pace, excluzând, bineînțeles, acțiunea teroristă și organizațiile teroriste. Problema care trebuie rezolvată. Ce s-a întâmplat după al doilea război mondial? Ce s-a întâmplat cu zona Palestinei? După al doilea război mondial, spuneam că disputa a fost între Uniunea Sovietică și Statele Unite, astfel că s-au coalizat niște forțe alături de americani, niște forțe alături de Uniunea Sovietică și au continuat disputele în zonă pentru obținerea, hai să spunem, avantajelor supremației. Așa a fost încurajat și terorismul. La început terorismul a fost încurajat de marile puteri, adică era în sprijinul activității pe care o avea Uniunea Sovietică ca mare entitate. Dar după transferul acesta de terorism s-a dus către statele din zonă. Da, da. Și sigur că exemplul cel mai concludent este Iranul, care sprijină aceste organizații, spunând că sprijină de fapt independența sau proclamarea statului palestinian și că cele două organizații luptă pentru eliberare, dar există Organizația de Eliberare a Palestinei, există Organizația Al-Fatah, care este o organizație civilă și nu are activități teroriste sau acțiuni teroriste. Cele care s-au întâmplat ulterior, deci a fost perioada după destrămarea URSS-ului, iarăși s-a făcut o reașezare și sigur că americanii au încercat să realizeze un proiect de pacificare. Ca să mai întoarcem puțin în... După al doilea război mondial, trebuie să spunem foarte clar, odată cu crearea, mă rog, cu crearea statului Israel, influențele, să zicem, englezești, că, mă rog, știm foarte bine că Anglia a fost împotriva creării unui stat evresc, mă rog, ei au susținut inițial crearea a două state, dar s-a ajuns la crearea unui singur stat evresc, s-a susținut de către SUA. Deci Anglia a fost scoasă din ecuație și au pătruns americanii în zona aceasta de
de influență. Și bineînțeles că, cum a spus și dumneavoastră, Uniunea Sovietică vroia în același timp să controleze această zonă războiul pentru controlul acestei zone a Orientului Mijlociu a făcut parte din marele război rece instaurat între Statele Unite și ceea ce am numit războiul rece. Da. A fost, de fapt, o serie de conflicte calde. Unul dintre ele a fost conflict arabo-israelian, în care tabele s-au poziționat în funcție de interese, iar luptele s-au dus pe teren. Știm că au fost lupte și de o parte și de cealaltă, adică au fost conflictele Israelul reușind de la războiul de 7 zile să mențină și să cucerească Gaza, peninsula Sinai, platou. Da, și Ierusalim des. Dar pe care ulterior, sigur, au negociat, le-au dat. Deci a fost o politică, sigur, cu suișuri și coborâșuri, dar influențată, cum spuneam, de puteri, de marile puteri. Ceea ce a făcut Uniunea Sovietică, se pare că deschiderea de acum o face Federația Rusă. Pentru că avem conflictele în Siria, avem conflictele aici, care a deschis o problemă internațională deja foarte tare, și celelalte conflicte care pun, practic, ca să sintetizăm, partea arabă sau o parte din lumea arabă cu statul Israel, care este singurul în zonă care poate fi prezent al evreilor, deci reprezintă statul evreilor, în timp ce populația palestiniană nu are un stat, și de aceea cred că este o problemă, pentru că această infiltrare a organizațiilor teroriste, Hamasul în Gaza și Hezbollahul în Cisjordania, infiltrarea care nu a însemnat numai luptă armată, a însemnat intrarea în politică. Da. Diferența între modul de a gândi a unor state, entități arabe, și modul de a gândi european și american este total diferit, pentru că ei consideră că liderul religios, avem exemplul Iranului, și liderul politic, sau liderul religios poate fi și liderul politic. Da, un stat teocrat. Exact, și nu separă puterile. Mai puțin Iordania, unde avem o zonă, sau cred eu că este o zonă de liniște, o oază mai liniștită, în rest, toate părțile care se implică și în acest conflict văd problema așa. Și atunci, sigur că... Religios. Din punctul de vedere al religiei. Deci ei consideră că este un război sfânt. Din păcate, inclusiv Erdogan, în ultimele declarații, vorbește despre acest război între cruce și islam. Deci, exact. Este folosită religia în scop politic. Este folosită în scop politic, se marșează pe chestia asta, se creează condițiile pentru organizații islamice care deja sunt cunoscute astea ca teroriste, dar și cele care sunt în spate promovează atacul armat și terorism. Da. Ca atare, nu se poate discuta, hai să spunem, la rece sau despre o pace până când nu se vor retrage aceste organizații teroriste nu știu dacă se poate. În momentul acesta este foarte important ca structurile Hamas teroriste să fie distruse, și de-abia atunci se poate vorbi de o pace și de viitorul palestinienilor. Pentru că, într-adevăr, este foarte important, și americanii au spus, și multe țări, mă rog, din păcate, Israelul încă are reticențe, trebuie să ne întoarcem la alternativele celor două state. Exact. Din păcate, nerealizarea, nepunerea în aplicare a celor tratative au dus la crearea unei stări permanente de conflict și alimentat acest terorism. S-au folosit
Cu alte cuvinte, aceste, mă rog, puteri teocratice, ca să le spunem, din zonă, s-au folosit de această situație tocmai pentru a crea neliniște și un război permanent în zonă. Și mai trebuie spus că în același timp că Israelul reprezintă, este o punte, ca să zic, mai un cap de pod al lumii occidentale în această zonă, da. Așa și de partea cealaltă se vede că s-au unit aceste țări musulmane care primesc sprijinul nesperat al Rusiei, care are un interes direct pentru ca să mențină acest conflict deschis. Tradiția istorică a intervențiilor marilor imperii se menține și în prezent, exact, sub forma statelor marilor puteri, iar interesele lor sunt puse înainte intereselor rezolvării conflictului. Exact. Da. Exact. Nici Hamas nu reprezintă interesele palestinienilor. De fapt, este o organizație teroristă internațională acum. Trebuie să ținem cont că acolo s-a refugiat Al-Qaeda, s-a refugiat ISIS, s-au refugiat cecenii și primind, bineînțeles, o resursă financiar. Care i-a alimentat permanent și a dat posibilitatea să izbucnească acum. Da. Pe fondul, hai să spunem, și a unei neimplicări sau retrageri, pentru că știm despre retragerea din Gaza administrației izraeliene și rămânerea doar supravegherii, asta a determinat ca Hamasul, care a și câștigat alegerile politice, să se poată implica în construcția strategiilor teroriste și de a ataca Israelul. Deci, din păcate, această politică de continuare a colonizării în teritoriul palestiniene a adăunat foarte mult. Deci Israelul trebuie să-și delimiteze foarte bine teritoriul, granițele și să nu mai dea apă la moare extremismului, pentru că este și un extremism din partea celor coloniști care să continuă conflictele cu palestinienii. Deci trebuie găsită o soluție de mediere. Atât proiectul american al Marelui Orient, cât și proiectul izraelian al așezărilor colonizării au fost proiecte eșuate. Rămâne să fie lecții învățate de pe urma lor. Da. Și adaptate acele soluții care să permită echilibru și coabitarea celor două populații pe fondul posibilității, ca și istorie, așa, să apară din entitatea palestiniană un stat care să se gestioneze probleme. Autoguverneze și avantajele sunt extraordinare. Știm. Îți asumă o răspundere ca stat. Da. Ești în relații internaționale ca stat și răspunzi Organizației Națiunilor Unite pentru orice problemă, atac terorist. Da. Deci, practic, dacă Palestina este creată, îi revine sarcina de a combate orice acțiune teroristă. Exact, ceea ce ar fi extraordinar. Acest lucru, de dincolo de acest lucru, este o zonă superbă, au o ieșire la Marea Mediterană, se poate construi acolo. Au resurse și pot să aibă sprijinul și a Egiptului și a Iordaniei, unde regiunea sunt marganița. Este o zonă superbă. Exact, se poate trăi, cum să vă spun, numai din turism. Da. Exact, da. Da. Este un izvor de turism, este o zonă sacră, să spunem așa, mai ales Ierusalimul, cu cele trei civilizații, exact, cu monumentele, și se poate trăi din chestia asta, mai ales că este o legătură între Egipt și partea cealaltă a Mediteranei, populația este o populație veche. Da, foarte dacă veche, e să mă întrebați despre Palestina și palestinieni, au profesor, și origini. Da. Știu, și origini de acolo. Origini. Alegă cărțile care se scriu. Am această carte de la un coleg care a fost decanul Facultății de Informații, Cristian Niță, din păcate nu mai este printre noi, și care este tiraj epuizat și care cred că ar trebui reeditată. Da. Pentru că este vorba de teza lui de doctorat și se referă la Orientul confruntarea apropiat. Din Orientul apropiat. Da, este o chestie foarte
actuală, ca să zic așa. Da. Mulțumesc. Da, mulțumim foarte mult. La revedere. Sănătate, numai bine.